Alimentarea cu apă în area de operare Aquatim este asigurată din surse de adâncime și de suprafață, tehnologiile de tratare folosite fiind diverse. Timișoara este alimentată din două surse, circa 24% din apa potabilă provine din foraje de mare adâncime, situate în partea de est, sud-est și vest a orașului, și 76% din canalul Bega. Apa tratată în stațiile Bega și Urseni se amestecă în rețeaua de distribuție a orașului, iar alimentarea din două surse are avantajul asigurării debitului și volumului de apă necesare în orice moment prin compensare. Ponderea apei din sursa de suprafață este mai mare pentru a conserva acviferele, resursele de apă de adâncime. Aquatim exploatează 283 de foraje, 28 de stații de tratare a apei potabile, peste 2300 de kilometri rețea de distribuție și mai mult de 81 de branșamente, 95% dintre acestea fiind contorizate. Stațiile de tratare sunt modernizate și dotate cu sisteme de control automat al proceselor. Apa furnizată consumatorilor este una sigură, verificată pe mai multe paliere de control, de la stațiile de tratare și până la robinete.